În timp ce prețul la benzină frige la buzunare, șapte companii petroliere au ieftinit motorina în medie cu 30 de bani pentru un litru față de luna februarie curent, când a avut loc ultima modificare a prețurilor. Astfel, prețul mediu al motorinei a scăzut de la 16,47 de bani până la 16,20 de bani pentru un litru. Reducerea prețurilor de comercializare cu amănuntul la motorinei se datorează tendinței de diminuare a prețurilor de achiziție a acestui carburant, care se prefigurează începând cu luna iunie 2015. În prima jumătate a lunii iulie, prețul mediu al unei tone importate de motorina a scăzut în dolari americani cu 5,7% de la 645 până la 608 dolari față de nivelul mediu din luna mai, se precizează în comunicatul Anre. Menționăm că aceasta este a șasea modificare a prețurilor de comercializare cu amănuntul a motorinei înregistrată în acest an. În prezent, pe piața produselor petroliere activează 85 de agenți economici care dețin licențe de activitate pentru vânzarea cu amănuntul a motorinei. Acest carburant se comercializează la 616 stații de alimentare.